Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a primit astăzi emblema de merit partener pentru apărare clasa a treia din partea Forțelor Aeriene Române. Distinția a fost oferită ierarhului la Centrul Cultural Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta, Turnul Severin. La Centrul Cultural Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta, Turnul Severin, a avut loc astăzi o întâlnire între Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim și o delegație a Forțelor Aeriene Române. În cadrul acesteia, reprezentanții Forțelor Aeriene ale Armatei Române au acordat ierarhului distinția Emblema de Merit, partener pentru apărare clasa a treia, în semn de apreciere pentru contribuția adusă la cultivarea respectului pentru simbolurile naționale și promovarea Forțelor Aeriene Române și a Armatei Române. În această zi de decembrie, când se aude frumosul glas al colindelor, aici, la Centrul Sfântul Ioan Gură de Aur al Episcopiei Severinului și Strehaiei, am avut bucuria ca să primim o delegație din partea Forțelor Aeriene ale Armatei Române. O delegație care se deplasează în diferite localități, în diferite orașe, pentru a face o popularitate în rândul elevilor, ca tineri să se înscrie la școlile de aviație militară, în mod concret liceul de la Alba Iulia și Academia, unde cei ce vor avea capacitatea să fie admiși vor fi în viitor apărătorii pe calea aerului ai pământului nostru strămoșesc. La rândul său, Preasfințitul Părinte Nicodim a acordat distinția Crucea Mehedințeană pentru mireni celor doi reprezentanți ai Forțelor Aeriene Române, comandorul Cristian Manolachi și colonelul Marcel Domșa. Vizita delegației face parte din programul de popularizare a ofertei educaționale a colegiilor militare, în special a Colegiului Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia. Este o campanie de promovare a Ministerului Apărării Naționale, totodată a categoriei de forțele aeriene, prin care încercăm să pătrundem direct în zonele ocupate de către elevii de școli generale și de către licee, spre a orienta pe aceștia spre cariera militară. Partea mea de participare în această activitate este cea care reprezentant al Colegiului Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia și pot să spun cu toată sinceritatea că avem foarte mulți candidați care provin din județul Mehedinți și din zona Olteniei care optează spre a urma colegiul nostru. Aveți o resursă foarte bună, foarte bogată, care promite mult și care realizează foarte mult și acest lucru ne bucură. Și zona istorică Oltenia reprezintă un bazin de selecție foarte valoros pentru Ministerul Apărării Naționale și sigur pentru aviație în mod special, pentru că la ora aceasta noi devenim liceul aviației, suntem interesați să selecționăm această resursă valoroasă. Astăzi am oferit Preasfințitului Părinte o distinție dragă nouă, este vorba de partener pentru apărare clasa a treia, oferită de către șeful statului major al Forțelor Aeriene, domnul general major dr. Viorel Pană. La final, membrii corului Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei au susținut un scurt program de colinde tradiționale românești.